Urmași în fapte, de Mihai Joldea. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Dramatic din Constanța. Pe acele vremi, când pe câmpia Turdei Mihai Voivod plăti cu viața îndrăsneala de a lupta pentru neamul său, generalul Basta porunci ca ofițerii și oștenii răposatului domn să fie prinși și aruncați în temnițele întunecate ale Imperiului Habsburgic. Cei ce au scăpat cu zile, fie fugind, fie ascunzându-se, s-au strâns cum au putut și, trecând munții, s-au călăuzit după steaua neamului românesc și și-au căutat domn de țară care să fie vrednic urmaș în fapte al celui ucis mișelește. Pe atunci vânau scaunul țării românești Radu Mihnea, cel plecat turcilor, și Simeon Movilă, supusul leșilor. Dar țara nu-i dorea nici pe unul, nici pe celălalt. La Crăstinești, boierii și oștenii aleg domn pe unul dintre cei mai vestiți căpitani ai lui Mihai Vodă, pe Radu Șerban Basarab Paharnicul. Șerban Basarab. Să trăiești în mulți ani, măria ta. Va trebui să trăim cu toții, boieri dumneavoastră, dacă voim să ridicăm din nou țara la strălucirea ei de altă dată. Adunatul v-ați cu toții? Paharnicul Durdun lipsește dintre noi. Mult mă miră lipsa lui. Ca slugă credincioasă ce-mi este. Măria ta, paharnicul Durdun cear ca să scălda în două ape. Așa e, doamne. Va fi așa amarnic îl voi pedepsi. Iar de nu, închideți-vă gura dacă nu vreți să vă închid eu. Găsitați pâri împotriva lui sau niscai dovezi? Doamne, pâri sunt, dar dovezi nu avem. Jupan Buzescule, pâra e ca șarpele, mușcă mințile, iar dovezile mușcă inima. Măria ta, noi nu dorim pierderea unui nevinovat, ci paza ta și liniștea noastră. Lăsați, boieri dumneavoastră, vă știu tari în credința pentru mine și nu guri clevetitoare. V-am chemat acum ca împreună să ciocnim paharele pentru bătălia împotriva tătarilor. Să trăiești, măria ta! Paharnicul Luca Durdun! Să-mi fie iertat, măria ta, dar am avut de împărțit porunci oștenilor mei. Jupan Durdun, așează-te aici lângă mine, unde ții locul ca slugă credincioasă a domniei mele. Mi se pare stolnice, bărcanul, că Voda a îmbătrânit mai mult decât se cuvine unui domn de ține la dreapta sa, pe o cutră ca Durdun. Jupan Buzescule, atâta vreme cât nu avem dovadă împotriva paharnicului, dator suntem atăcea și anghiții. Feții mei, să ridicăm paharele pentru neamul nostru menit să trăiască în vecii vecilor și pentru aceea ce îl slujesc cu credință. Să ne ajute Domnul Sfânt să-i zgonim pe neprieteni și pe cei care s-au pus în slujba lor. Domnia ta, Jupan Paharnice Durdun, întotdeauna te-ai nevoit pentru mine și pentru aceea te-am ținut aproape de inima mea. Doamne, viața mea este a măriei tale. Călosul! Și slugă ți-o fi atâta vreme cât voi avea suflare în mine. Ia minte, Jupan Buzescule, cum îl îmbăluiește pe domn cu vorbele lui miroase și otrăvite. Și pe Vodă îl va vinde și pe noi ne va pierde. Caută să ne fii vrednic și de azi înainte, boier Durdun. Doamne, nu sunt vrednic de mila și cinstea ta. Lingușitor nemernic. Armașule! Oruncă, măria ta! Gătit ai cele de cuviință. Gătit, doamne!
Spus-o mi-ai mie, ori mi s-a părut, Buzescule, cum că paharnicul Turtun nu este vrednic de încrederea domniei mele. Așa am spus, Maria ta. Doamne, cel ce a greșit dinaintea ta să se pedepsească. Așa voi face, jupan Turtun. Buzescule, împotriva paharnicului domnia ta n-ai decât pârghi. Drept este, Maria ta. Dar eu am dovezile, Buzescule. Iată aici cărțile către Radu Mihnea. Maria ta, sunt nevinovat! Armaș, ia-l și dă-l pe mâna ghidelui! Îndurare! Îndurare, Maria ta! Am greșit numai cu vorba, nu și cu fapta! Maria ta! Apoi eu pedepsesc vorba până când nu ajunge faptă, că atunci e prea târziu, boier Turtun. Duceți-l de aici! Îndurare! 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 Ești prea tânăr, Buzescule, pentru a mă învăța pe mine cum să prind șartele de după ceafă ca să nu muște. Voi m-ați vrut, domn, facă-vi se pe voie, dar odată ales vorbele viclene, lingușirile și minciuna n-au ce căuta lângă inima mea. Deevă, domnul, sănătate la toți! Să trăiești, Maria! În vremea aceasta, în sala tronului din cetatea Târgoviștei, Simion Movilă, cel ajutat de tătar și de leși pentru a ocupa tronul țării românești, făcea aspre dojeni omului său de credință, armașul Iuga. Gândești, boier Iuga, că am venit în Valahia spre a domni peste o țară sărăcită de încăierări și de jafuri? Sau poate crede domnia ta că cei ce uneltesc împotriva domniei mele vor avea zile bune cu mine? Ți-am poruncit să-mi aduci dinaintea mea pe toți acei hicleni domniei mele, pe răzvrătitorii și răi care vor pieirea mea. Pentru asta te-am ținut în apropierea mea, umplându-te de daruri și de averi. Iar domnia ta ce mi-ai făcut? Ai prins doi păduchioși de boiernași pe Udrea și pe Zaharia și mi-ai grăit, iată, Doamne, dușmanii casei tale. Hai să zicem că îi voi tăia spre învățătură și înspăimântare, dar unde sunt capetele cele înfierbântate ale nebunilor? Unde-i Radu Șerban Basarab, cel ce voiește a se așeza în scaunul domnesc, cuvenit mie? Unde-mi sunt câinii de Buzești? Unde-s căpitanii ce au slujit cu credință pe Mihai Vodă? Adus-o mi-a aici sub sabie ca să-i tai domnia mea ca pe niște haini ce sunt? Ba! Maria ta, pravila zice că celor ce vor huli pe domnul țării, acela de va fi nebun sau lipsit de minte sau beat de băutură sau de altă nebunie, acela nu se va certa. Foarte se bucură sufletul meu, boier Iuga, când vede cât de știutor este domnia ta de pravile. Dar numai hulirea mea voită-o cei doi boiernași sau și uciderea domniei mele. Căci mai zice pravila, pedeapsa ucigătorului nu este alta fără numai moartea. De pravila asta știut ai domnia ta, supus-o el la casne și pe cei doi boieri pentru a le afla gândurile ticăloase? Storsul ai mărturisiri, trânsul ei în așa fel încât să ne plângă și mumele lor de milă. Maria ta, pravila zice... Pravila! Nu-mi pasă de nicio pravile, boier Iuga. Iacă Buzdugan, ăsta e pravila. Oh, numai blestematul cel de Radu Șerban și afurisiții de Buzești scoale norodul împotriva domniei mele. De ce îmi fuge norodul în codri și-mi lasă satele pustii? Prinsul ai ca să mi-l pui la juc și să mi-l mâi cu biciul din urmă? Înălțat ai împurci câțiva nemerniști din fie ce sat, că să-i aminte ceilalți? Ba, domnia ta te-ai mulțumit a te culca pe o ureche. Maria ta, pe Udra l-am pus la casne grele.
Dar blestematul a tăcut, măcar că i-am pus plăci înroșite pe piept și cu chingă de fier i-am strâns fruntea. Celălalt, Zaharia, bătrânul, a strigat că nevinovat este și de-o fi să moară va muri în credința lui Dumnezeu și păcatele să le tragă cei ce l-au întâmnițat. N-ai știut cum să faci treaba, armașule, că geaba supui trupul la cazne dacă nu i-ai sfărmat mai întâi sufletul. Milostive, Doamne, mintea mea cea proastă nu înțelege înțeleptele vorbe pe care le-ai grăit. Apoi asta cred. Încăpățâna domnii tale nu este decât întuneric. Ferește-te, a nu mă face să aduc eu lumină în ea, că atunci tare îmi va părea rău. Unde i-ai închis? La spătărie, Doamne. Acolo și-are uneltele de caznă gealatul turc pe care l-ai adus din mila măriei tale. Poruncește să-mi fie adus dinainte. Am spus să-i aduc în fața măriei tale. Doamne, de-mi poruncești, îndată ce pun gheara pe unul din Buzești, îl și descăpățânez fără... Prostule! Eu de boiere am nevoie, nu de gloată. În ei va trebui să-mi pun nădejdea, pentru că ei, ferecă și desferică, nu gloata pe care de voiesc o sfărâm. Buzeștii sunt puternici. Ca să-i tai, va trebui să-i țin cu daruri și cinstiri de slujbe. Numai așa îi pot urmări și le pot găsi nod în papură. În genunchi nemernicilor! Au ce-ți venit jupan, armaș, să încetluiești boierii ca pe niște furi. De ce vini s-au făcut vinovați de au fost nevoiți să-i pui la cazne ca pe niște vite? Maria ta! Scoate-ți-le fiarele! Ridicați-vă, boieri dumneavoastră! Grește, jupan Iuga! De ce vini s-au încărcat boier Udrea și boier Zaharia? Maria ta, au înneltit împotriva domniei! Minciuni spui, boieri Iuga! N-a venit vremea să vorbești, jupan Udrea! Sigur ești de ceea ce spui, boieri Iuga? Doamne, slujitorii armășiei le-au prins cărți către Buzești. Măria ta, nedreaptă învinuire s-a dus părului meu alb. Văzut ai câine fără pureci și vinovat strigând că-i vinovat, boier Zaharia! Doamne! Poate că limba noastră să fie cârtită împotriva cinștii cărui lucru care ne-a nemulțumit. Și ce v-a nemulțumit, boier Zaharia? Lipsit-o va ceva? Că har Domnului, în cinste v-am ținut. Domnia ta, boier Zaharia, ca mai bătrân și copt la minte și ca socrului boier Udrea, bine ai fi făcut ca să pui capăt în flăcărărilor copilărești ale lui ginerii tău. Iar domnia ta, boier Udrea, minte ai avut ca să te ridici împotriva Domnului și stăpânului tău, lăsându-ți casa și rostul de izbeliște? De ce voiți pe irea mea și a casei mele? Doamne, nevinovați și curați la suflet ne simțim. Doamne Dumnezeule, multă suferință ai lăsat pe acest pământ. Ca un domn drept și păstor bun al turmei ce sunt, am și repezit slujitorii de la casele domniilor voastre spre liniștirea muierilor și copiilor. Dumnezeu să-ți dea viață lungă, măria ta! Ce folos că Dumnezeu mi-o dă și voi vreți să mi-o luați, boier Zaharia! Știu că boierul Udrea ține de muiere pe copila domnii tale, boier Zaharia! Așa este, mărite, Doamne! Apoi vezi, prea cinstitule Zaharia, că nu-i pe voia omului, ci pe voia Domnului. Jupânița boierului Udrea s-a săvârșit din viață acum câteva zile din pricini necunoscute. Doamne Dumnezeu! Liniștește-te, boier Udrea! Întărește-ți firea că ți-e dat a auzi vești și mai rele! Îndură-te, Doamne, de sufletul meu! Greu îmi vine să-ți spun, boier Udrea, dar am auzit că pe feciorul tău l-a lovit un buhai înfuriat cu cornul în burtă. Doamne! Slab sunt oamenii în fața necazurilor. Boier Zaharia, nici acum nu ți-e milă de ginerii tu și nu voiești să-ți mântui sufletul!
A furisit și blestemat să fii în vecii vecilor. Nemernice, nu huli pe domnul tău. Iată că se împlinește ce spune la pravele boier Iuga. Scoate-ți de aici. Maria ta, jupânița boierului Udrea trăiește. Știu. Și feciorul. Știu. Atunci, doamne... Asta se cheamă fărâmarea sufletului. Văzând că nu mai au pentru cine să trăiască, au dat drumul la vorbe. Și acum poruncește să-i ucidă. Așa voi face, Maria ta. Și mai știu, jupan Iuga, că nu ai găsit nimic asupra lor. Maria ta... Îți place muierea lui Udrea? Doamne... Iar mie averile lor... Cărțile către Buzești le-ai scris domnia ta, nu ei. Să nu crezi că eu am doar doi ochi și două urechi. Jupan Iuga, se vede că ți-e vârsta fragedă ca mlădița și de grabă se frânge la cea mai mică bătaie de vânt. Nu cunoști încă meșteșugul vicleniei. Pe Buzești și pe câinile de Radu Șerban îi voi prinde cu miere ca pe urși, nu cu tihoieli. Iar mierea casei mele vei fi domnia ta. Doamne, care ți-e voia? Mi-e voia mai întâi să-ți iau armășia. Apoi voi trimite slujitorii mei să te înhațe ca punând mâna pe domnia ta să te închid în temnița mea. Doamne, nu mă știu vinovat dinaintea măriei tale. Apoi îți voi risipi casa și avere în așa fel încât să afle toți boierii. După o vreme, voi cere capul tău ca pe al unui hain al domniei mele. Cu o noapte înainte te vei folosi de neatenția paznicului și vei fugi la dușmanii mei, intrând în slujba lor. Odată ajuns între ei, vei îndeplini poruncile mele fără crâcnire. Dar ia bine seama, nu-ți voi ierta nicio neghiobie, iar de vei voi să mă vinzi, nu uita, jupan armaș, că muma ta și tătâne tu, dinpreună cu averile lor și a ta, sunt în mâinile mele. După cât înțeleg eu bine, Maria ta voiește să trec în tabăra lui Radu Șerban. Nu ți-a fost greu să înțelegi. Te vei îndepărta pentru niște scrisori ticluite către Basarab. Scrisorile ți le va prinde boierul meu sânnicoară, cel ce îți va alua armășia după ce vei fi căzut de la mila domnii mele. Te vei greși cu voie, ori fără de voie, amarnic te voi pedepsi pe tine și pe tot neamul tău. Știi că nu-s omul care șuguiește. Și mai ia aminte, jupan Iuga, s-ar putea ca jocul să nu mai fie joc, căci jocul, dacă nu e făcut cu toată chibzuiala, nu mai e joc. Iar eu de acest joc am nevoie. Maria ta, îngăduie-mi să mă strecor pe lângă Radu Șerban și să-l înjung eu. Faină treabă ai mai face cu o asemenea gogomănie. De-abia atunci mare ispravă nu va fi. Mie nu-mi trebuiește Basarab ucis mișelește ca să-mi ridic pe toți în cap și să facă din el bravul bravilor. Și dacă îl voi aduce la mâna măriei tale? Bine ar fi, de-ar fi așa. Dar Basarab e îndrăcit ca un mistreț și viclean ca vulpea. Și apoi mai are și oșteni ce-l slujesc cu credință. Doamne, mă leg în fața măriei tale să-l aduc ferecat aici, în sala tronului. Slujbă pentru slujbă, jupan armaș. De mi-l vei aduce pe Radu Șerban, mila mea te va copleși. Cât timp însă îl vei sluji, îmi vei aduce la cunoștință orice mișcare a oștenilor săi. Numai așa îl voi putea prinde și nimici. Voi îndeplini poruncile cu sfințenie, Maria ta. Și mai ia aminte la ce spun acum, boier Iuga. De voi simți că ți-a umblat gura mai mult decât trebuie, apoi ți-o voi astupa-o cu pământ. Chiar de te vor prinde și te vor pune la cazne, mai bine e să suferi durerea de la ei decât moartea de la mine. În tabăra militară a lui Radu Șerban e o neliniște ce prevestește lupta apropiată. Boierii au fost chemați la vodă în miez de noapte. Ce gândești, jupan Buzescule?
Oare pentru ce nu fi adunat măria sa? Nimeni nu cunoaște gândurile domnului său stolnice. Mă tem cum strânge tabăra și ne-o trage din fața lui Movilă. Vom merge cu toții acolo unde ne va porunci. Tare îmi place jupan, Iuga, când te văd atâta de supus. Ori așa atunci când îl slujeai pe Movilă, tot așa te supuneai. Ori te-ai schimbat numai de când ai trecut în tabăra domnului nostru, Radu Șerban. Jupan Buzescule, oare cu ce te-am mânia de mi-arunci vorbe de ocară? Iertare, boior Iuga, dar așa mi-e vorba mea scuțită. Măria sa vodă! Să trăiești, măria ta! Boier dumneavoastră, iată, a venit vremea să apucăm săbile. Am știre că Simion Movilă a adus tătarii lui Mârza Han ca la vreo 40.000 de săbii cu gând de a porni asupra noastră. Măria ta, de-i vom ieși înainte, îl vom zdrobi. Tătarii nu țin la luptă lungă. Ei, ușurel, boier Iuga, că nu-mi vine la socoteală să ies în calea lui Movilă cu oștenii pe care i-am, ci mai bine mă voi trage dinaintea lui, așteptând zile mai bune. Hă? Ce zici, căpitane Raț? Gândit am bine vorba. Doamne, eu sunt lefegiu în oastea măriei tale, așa cum am fost și în oastea măritului Mihai Vodă. Spune care ți-i voia, iar noi ne vom supune fără crâcnire. Măria ta, de-o fi așa, ori altfel, noi jidne o face dinaintea dușmanului și te-o apăra cu piepturile noastre, iar moșiile neamului le-om străjui până când va cădea și încă și atunci ne vom ține tari. Da, drepte vorbe ai grăit, stolnice Barcan, căci gândul meu este acela de a împlini cele ce Mihai Vodă nu le-a mai putut împlini. Soarta crudă și amarnică a unui neam e când cade păstorul lovit mișelește ca stejarul cel puternic, după care încep a șuiera vânturile cele rele ale năvălitorilor. Căci nu am dorit a bate război cu nimenea, ci pacea am dorit cu toate semințiile pământului. Maria ta! Grește, frate Buzescule! Doamne, eu socotesc că bine ar fi de a mi sprăvi mai întâi cu Simion Vodă. Și după aceea ne-om repezi și asupra celorlalți dușmani ce nu ne dau pace. Căci de folos nu ne va fi fărâmițând oastea în toate părțile. Bine a socotit jupan Buzescu, măria ta. Mai întâi ne-om repezi asupra câinelui de Movilă ce stăpânește încă mai mult de jumătate din țara românească. Pe urmă, trăind și nemurind, om ieși și în calea celorlalți neprieteni. Măria ta, avem oșteni încercați și viteși ce nu se tem de cele 40.000 de săbii tătărești. Boier Iuga, mlădița de salci o frângi în mână ca pe un nimic, dar 40 de mlădițe nu le rupi cu 10 mâini. Oastea e puțină, ca ei sunt slabi și ocârjiți. Generalul Basta nu ne prea are la inimă, așa că pentru a izbi în miază noapte, trebuie să lovim mai întâi în miază zi. De aceea poruncesc ca jupan Logofă Dragotă să plece de îndată la Silistra, unde va duce darurile noastre beglerbegului cetății, dinpreună cu vorbele noastre de închinăciune. Am înțeles, Maria, da. Domnia ta, stolnice Barcan, te vei închina cu daruri din partea noastră beglerbegului Brăilei, spre a-i adormi bănuielile. De-abia după aceea îi vom lovi pe neașteptate și, alungându-i peste Dunăre, vom avea calea deschisă spre Ardeal. Prea bine, doamne. Domnia ta, boier Iuga, nu vei mai conduce călării mea. Maria ta, socot că am condus-o bine până acum și cu credință pentru luminația ta. Da, fătul meu, dar mie voia să-i conduci pe cei 1.000 de arhibuzieri. De călărime va avea grijă căpitanul Nour. Voi face pe voia domnului și stăpânului meu. Domnia ta, Buzescule, vei mâna pe destrimea și sulița și la aripa dreaptă. Am înțeles, măria ta. Așa. Acum, liber sunteți a vă căuta de treburi. Iată că s-a luminat de ziua. Să trăiești, măria ta. Căpitane Nour, dumneata mai rămâi. Poruncă, doamne. Fătul meu, pe tine te-am cel mai apropiat sufletului meu. De aceea voiesc să-ți încredințez o vorbă de taină. Nu merit atâta cinste, măria ta. Jupan Buzescu e vărul măriei tale. Iar tu îmi ești nepot.
Tot ce am vorbit aici cu boierii sunt menite să se întâmple sau să nu se întâmple? Mărite, doamne, teama mea că nu prea am înțeles cuvintele înțelepte pe care le-ai rostit. Și mult m-am mirat pentru ce mi-ai dat mie călărimea, luându-i-o lui Iuga. Caii se iau unul după altul la voia capitanului care-i mână în bătălie, ori în afara bătăliei. Arhebuzierii sunt pe destrași. Fuga e mai grea și mai ușor de oprit. Voiesc să-l ai sub ochi pe armașul Iuga. Cum? Pe Iuga? În legile cele politicești scrie că de voiești să-l afli pe cel ce urzește împotriva ta, dator ești să-l strângi lângă inimă. Cu vremea vei învăța să surâzi celui ce te dușmănește și pe care trebuie să-l dobori. Hai, acum, mergi la pol cu dumitale și fă cum ți-am poruncit. Într-una din nopți, la scurtă vreme după sfatul pe care îl ținu în cortul său vodă Radu Șerban cu boierii, capitanul Nour nu putea lipi geană de geană. Se gândea la toate cele ce îi le grăise moșul său, Radu Vodă, și nu-i prea venea a crede. Deodată, cum sta el culcat și cu mâinile sub cap, auzi, nu departe de cortul său, râsete înfundate, voci, ciocnit de pahare, cântece. Toate astea veneau din cortul lui Velcea, oștean credincios de-a lui Nour. Capitanul se ridică de pe pat și ieși. Întunericul îl cuprinse din toate părțile, căci luna se ascunsese în Nour. Ce se întâmplă aici, Velcio? Beți și vă veseliți la miez de noapte de parcă l-ați fi alungat pe Simion Vodă. Și pulpa asta de vițel pe care o rumeniți în frigare, de unde ați luat-o? Părinte Bornemisa, poate că îmi poți spune domnia ta? Fiindcă am dreptul să știu ce fac oștenii mei noaptea. Capitane Nour, doar nu s-o fi făcut gaură în cer pentru o biată pulpă de vițel și pentru puțină băuturică. Știe și domnia ta că hrana oștenilor e din zi în zi mai puțină, așa că ne-am gândit să ne chivernisim fiecare după putință. Aș vrea să știu și eu cum de v-ați chivernisit și de unde. Asta vreau să-mi spuneți. Ei, ca mâinile să mâinuie sabia, bine, trebuie să-ți îndestulezi burta, capitane Nour. Domnia ta, părinte Bornemisa, ești mai mult robit pântecului decât luptei. Ține minte, sfinția ta, că atunci când ai venit în mijlocul nostru, numindu-te oștean al măriei sale, Radu Șerban, ai jurat pe ascuțișul paloșului că te vei lepăda de toate deșertăciunile. Capitane Nour, eu am venit de bunăvoie în tabăra măriei sale ca să-l slujesc cu credință și nu pentru a posti. Iar dacă domniei tale nu-i sunt pe plac, jur pe barba mea că oricând îmi pot lua picioarele la spinare. Ești liber a lua ce hotărâre vrei. Așa? Atunci rămâi cu mine, capitane, și voi, fraților. Părinte, mergi și eu cu dumneata. Parcă ți se pe voie, dorofiule. Nu e bine, capitane Nour, să te porți atât de aspru cu doi oșteni viteji ca Toro și Bornemisa. După cum vezi, și așa suntem destui de puțini. Dacă ne mai și alungi, câți vor rămâne? Cine a furat vițelul, Velcio? Eu l-am furat, capitane Nour. Ce dreptate slujim noi, Velcio? Și cu ce ne deosebim de hoardele tătărești a lui Movilă? Sau de cetele cele prădanice ale lui Ștefan Cercel? Pentru ce ne-am ridicat noi cu domnul nostru? Ca să stârnim ura și mânia acestui neam pe care ne fălim că îl slujim? Grăiește, Velcio! Ai noroc că te știu luptător bun și viteaz, dar jur pe Dumnezeu că de te mai aflu, nu mă voi da înapoi să te ridic în furci. Greșit am dinaintea măriei sale și dinaintea domniei tale, capitane. Ține punga asta. Mâine în zori te duci și plătești țăranului vițelul pe care i l-ai furat. Ai înțeles? Am înțeles.
Capitane Nouă! Ce-i, părinte? Uitat ai să înfuleci și restul de pulpă sau ai socotit pe drum că ai greșit? Nici una, nici alta, capitane. Dar pe când ne pregăteam eu și Toro să părăsim tabăra și să ne ducem în drumul nostru, am auzit șoapte. Păi ce să fie asta? Îmi zic eu lui Toro. O fi diavolul, părinte, îmi zice el și își face cruce. Ce fel de diavol să fie ăsta de tot șoptește cu altul la vorbe? Ne dăm noi după o tufă și vedem un oștean călare cu copitele calului înfășurate cu paie și pe un altul tot șopăcăindu-i și dându-i ceva. De ce n-a stăpărât pe ei? Păi, ne-am gândit că e mai bine să spunem domniei tale. Velcio! Poruncă! Grăbește-te și pune șeile pe calul meu și al tău. Luna ieșise din nori, luminând câmpia. Două umbre plecate pe gâturile cailor goneau ca vântul. Călărețul necunoscut era departe și Nour cu Velcea țineau morțiși să pună mâna pe el. După un clin de deal, cei doi îl zăriră la mare depărtare. Îl vezi, capitane? Punește-mi spre Târgoviște. Am putea prinde la mijloc, Velcio. Nu-i ține calul la drum. O fi vreo mârțoagă din călărimea logofotului Dragotel. Uită-l cum bate calul cu latul săbii. Învinge pinte din burta calului, Velcio. Stai! Escalibre! Nu, nu vă faceți păcate cu mine și lăsați-mi zilele. Cine ești și de ce ai fugit din tabără? Mă cheamă Stoian și mergeam la Târgoviște. Și ce cauți tu la Târgoviște în miez de noapte? Apoi, am muierea și copiii acolo. Spune cine te-a trimis. De voiești să mai vezi ziua de mâine. Armașul Iuga m-a trimis cu carte către jupânița Ilinca, fata boierului Sân Nicoar. Ia te uită de ce arde armașului nostru. Dă-mi scrisoarea. Ascultă, Stoiane, spune-mi adevărul, fiindcă de aflat tot îl voi afla. Și atunci va fi vai de pielea domniei tale. Jur că am spus adevărul. Nu căuta să mă îmbrobotești pe mine, nemernicule. Dar nu era nebun armașul Iuga să te trimită la miez de noapte cu o scrisoare de dragoste către o fetișcană. Dezbracă-l până la piele, Velcio. Mă dezbrac singur, măria ta. Zvârle totul de pe tine. Caută pe stilos, Velcio. N-are nimic asupra lui împielițatul. Scoate opincile și obielele. N-am nimic, măria ta. Scoate-le! Dă obielele încoace. Ia te uită! O scrisorică. Asta e tot de dragoste, Stoiane? Și către cine? Către măria sa, domnul țării românești, Simion Vodă. Află, mărite doamne, că blestematul de Basarab, dinpreună cu oștenii săi, nu sunt nici pe jumătate câte oastea măriei tale. Mai află, doamne, că se teme să-ți stea în față și mai mult se gătește pentru a năvăli asupra Brăilei. De vei veni pe la Ogretin, înspre Teișan, vei putea tăbărâ peste oștile lui sfărâmându-le. Stoian, știi că prin mișelia asta ți-ai vândut neamul și domnul pe care îl slujești? Boierul Iuga mi-a făgăduit avere și pământ de-ndată ce Simion Vodă îl va lunga pe măria sa Radu Șerban. Mi-a spus că mă va ridica în boierie și că mult bine voi avea de la domnia sa, încât tot restul zilelor mele le voi petrece în liniște și mulțumire. Tare mă tem că zilele tale s-au isprăvit aici, în noaptea asta. Am călcat în gurale comiei, măria ta. Iartă-mă că și eu sunt făptura lui Dumnezeu. Ticălosule, mai îndrăznește a te numi făptura lui Dumnezeu, tu, care pentru a-ți trăi viața în petreceri și avuției fost gata să arunci în brațele morții frații tăi de luptă, cu care ai râs și ai împărțit necazurile. Blestemat să fii acum și în vecii vecilor. Și acum trage sabia și te apără. Nu-mi place să ucid pe cineva cu mâinile goale. Lasă-mă pe mine, capitane, să lupt cu acest netrebnic. Facă-ți-se voia, Velcio. Dacă l-ucid pe Velcea, îmi dăruiești viața, capitane. Nu te tocmi cu mine, câine! Gata să ferești și lovitura asta! Nu știi să învârtești sabia cum se cuvine! De aceea ți-a luat arma și Iuga ca mâna altă! Acum! L-ai răpus, Velcio.
Da. Închide-i ochii. Iar mormântul îl vor face câinii și păsările cerului. Și acum înapoi la tabără. Ia aminte, Velcio. Niciun cuvânt până nu va afla Maria sa toată mișelia. Du-te și spune Mariei sale că eu, capitanul Nour, îl rog să mă primească dinaintea sa. Îndată! Poftește, capitane Nour! Să trăiești într-un mulți ani, mărite doamne. Ce te aduce dinaintea mea, capitane Nour? Vești proaste, măria ta. Despre ce fel de vești este vorba? Măria ta, e vorba de Jupan Iuga, armașul. Viața măriei tale este în primejdie. Zici că e vorba de viața mea? Da, măria ta. Binevoiește și citește această carte. Domnia ta, ai citit-o, capitane Nour? Citit, măria ta. Da. Și unde e nemernicul care se îndeletnicea cu asemenea slujbe? Am fost nevoit să-l ucid pentru a nu-i da de veste armașului Iuga. Da. Ai făcut bine și n-ai făcut bine, copile. De ce, Maria ta? Se vede cât de colo că n-ai știința treburilor politicești. Să-mi fie iertat, doamne, dar n-am avut încă vreme să cunosc și aceste taine. Așa este. Ești încă tânăr pentru asemenea lucruri. Că l-ai ucis pe acel nemernic nu-i nicio pagubă. Dar dacă tot l-ai ucis, apoi trebuia să trimeți cartea lui Movilă cu un oștean de-al domniei tale, ca acela la rândul său să apuce carte de răspuns, după care noi am fi știut ce e de făcut. Greșeala însă poate fi îndreptată. Iuga i-a arătat stăpânului său locul pe unde să năvălească asupra noastră, lovindu-ne pe neașteptate. E, Michelul de Movilă, cata face treabă de muiere. Scrisoarea va pleca astăzi cu un oștean de-al nostru la Târgoviște. Poruncă, măria ta. Porunce să se adune de îndată toți boierii și căpetenile oastei, aici, la mine în cort. Vezi să nu lipsească nimeni, mai ales armașul Iuga. Am înțeles, doamne. Pe Iuga îl voi pune la popreală până se va îndura călăul să-l scurteze de cap. Ai făcut o treabă bună, fătul meu, prinzând cartea asta. Mărite, doamne, am făcut ce ar fi trebuit să facă orice oștean. Ia aminte la ce-ți spun acum, capitane Nour. Ascult, măria ta. Domnia ta, vei fi gata cu călărimea înspre Ogretin. De îndată ce va năvăli dușmanul, te vei preface că fugi. Pedestrașii și sulițașii lui Buzescu vor sta ascunși pe flancuri. Măria ta! Grește! Chemat ai boierii? Măria ta, armașul Iuga a plecat azi în zor din tabără și nu s-a mai întors. A plecat? A simțit că i-am prins jocul. Câinele! În ziua de luni, 13 septembrie, la Ogretin, numeroasa oaste a lui Simeon Movilă este prinsă în capcana întinsă de Radu Șerban. Cumnatul hanului, aliatul lui Simeon Vodă, cere permisiunea de a se lupta cu cel mai viteaz oștean valah. Radu Șerban îl numește pe Stroie Buzescu. În încăierarea dintre cumnatul hanului și Buzescu, acesta din urmă îl ucide pe tătar spre disperarea dușmanilor. Puțin dintre oștenii lui Movilă care mai scapă fug înspre Teișani, unde sunt nimiciți de oastea lui Radu Șerban. Înfrângerea lui Simeon Movilă are un răsunet viu și în Imperiul Otoman, căci turcii nu vedeau cu ochi buni pe Movilă, protejatul leșilor. Îndată după alungarea lui Simeon Movilă, ei se grăbiră deci să trimeată la Târgoviște un emisar cu daruri și vorbe fățarnice. Măritul Bechir Pașa, trimisul padișahului. Fii binevenit în cetatea Târgoviștei, mărite pașă. Allah să te binecuvânteze, măria ta, și să stăruiască sănătatea de care am auzit că ai atâta nevoie. Dumnezeu să te ocrotească
și să-ți dăruiască liniștea spre a nu mai suferi cătând să afli lucruri ce nu se cade să le afle oricine. Stăpânul meu, măria sa sultanul, umbra lui Allah pe pământ, îți trimite prin mine, umila lui slugă, solia înțelegerii și a păcii. Foarte s-a bucurat aflând că ai răzbit pe Simion Vodă și că sfărmându-i oastea, l-ai alungat cu multă silă. Totodată măritul padișah îți dă de știre că ți-a trimis steag de domnie, nădăjduind că vei fi credincios împărăției. Spune-i stăpânului tău că eu, Radu Șerban Basarab, îi doresc pace și înțelegere și mai ales liniște în afara și în lăuntru împărăției și că foarte m-a bucurat steagul de domnie ce mi l-a trimis cu dreaptă dorință. Cât privește supunerea mea pe care padișacul mi-o cere, o va avea atâta vreme cât mă va ține lângă inima sa. Ce trebuie să înțeleg prin aceste vorbe, măria ta? Liniște la hotarul țării mele, ca să-mi pot vedea de grijile neamului meu, că nu se cade a ne amesteca în rosturile altora și nici a porunci, așa cum ai porunci unei slugi. Căci geaba se sfârcolește cel străin de grija neamului meu, că tânda mă face să cred că din inimă vine acea zvârcolire. Mă voi strădui să repet măritului padișah fiecare cuvânt al măriei tale și mă voi strădui să uit toate câte le-a rostit măria ta. Bine faci. În ceea ce privește darurile pe care măria ta voiește a le face măritului meu stăpân? Atâta vreme cât neamul meu este flămând și dezbrăcat de hoardele lui Movilă, nu pot face daruri. Și asta mă voi strădui să eu repet măriei sale. Grăbește-te, Bechir Pașa, căci uitând vreun cuvânt de-al meu, înseamnă să nu fii vrednic de încrederea padișahului. Și acum mergi în pace și Dumnezeu să-ți ajute a ne mai vedea pe lumea asta. Allah să te ocrotească, măria ta. În vecii vecilor... Măria ta, îngăduie slugii tale preacredincioase să-ți spună că prea ai fost apri cu turcul. Logofete dragotă, mă mușturluiești că am fost apri cu turcul? Știe domnia ta că prințul Moise Sechei răscoală Ardealul împotriva lui Rudolf împăratul asmuțit de turci? Și mai știe domnia ta că odată imperialii alungați din Ardeal oștile lui Sechei vor năvăi peste noi? Placu-ți treaba asta, logofete dragotă? Mai bine spunem cum a primit beglerbegul Silistrei darurile noastre. Cu mare părere de bine, măria ta. Curând o să iasă bine ăsta pe nas. Stolnice Bărcan! Poruncă, măria ta! Cum ți-a mers solia în cetatea Brăilei? Beglerbegul Brăilei foarte mulțumește măriei tale pentru darurile și cuvintele de supunere trimise. Bine că mi-a mulțumit acum, că mai târziu n-o să mai aibă timp. Și cu ce te-a miluit mărinimia lui stolnice? Măria ta, nu se cade să spui domnului meu o brăsnicie a turcului. Ia-ți inima în din, stolnice. Mi-a dat de muiere, o muiere de-a lor, o circaziancă, gândind că și noi avem harem. Și ce ai făcut cu ea, stolnice? I-am dat drumul, măria ta, să se ducă unde vedea cu ochii, că doar nu era să aduc lângă jupănița mea asemenea muiere. Bine? Acum vom năvăli peste Brăila și vom alunga păgânii peste Dunăre. Măria ta, de vom face noi una ca asta, scăpa vom de răzbunarea sultanului? De mâine, stolnice Bărcan, să lepe sabia ce o porți și să începe a toarce lână. Iar domniile voastre de voiți a mă urma, liber sunteți de nu facă fiecare ce știe. Nu credeți că venita vremea să scăpăm pământul țării de sub talpă străină? Sau vă place a vă gudura lingând mâna celui ce vă lovește și mâncând pâine amară a slugii ce nu știe decât a se pleca? Uneori mă gândesc ce l-a mânat pe Mihai Vodă să-și pună capul pentru niște neputincioși și vlăguiți. Mie nu mi-e voia de a strânge avuții peste avuții, căci har Domnului am destule. Nici am împopoțona aici, în cotlonul Târgoviștei, cu numele de voievod Valah din mila sultanului.
Eu mi-am câștigat domnia cu sabia și cu dreptatea. O face pe voia măriei tale. Faceți pe voia neamului vostru, stolnice Barcan. Nu eu vă trimit într-o apărarea ogoarelor noastre, ci întreg norodul. Măria ta, eu gauștean... Greșești, stolnice Barcan. Mai întâi ești valah și apoi oștean. Ce vrei să spui? Că ești oștean și te supui poruncilor mele? Că juruindu-mi credință datorești, a mi te supune? Asta vrei să spui? Și domnia ta, logofete, care te tem de papucul sultanului ca de dracu, tot fiindcă-n ești oștean te supui. Și voi ceilalți, care tăceți cu capetele în pământ, vă e teamă că vă va cotropi turcul și vă va lua averile? Dar păi cine ați vrea să vi le păsească, Dumnezeu din ceruri? Să facem cum e bine, măria ta. Și cum e bine, logofete dragotă? Să strângem oaste, doamne, și să tăbărâm peste ei așa cum e voia măriei ta. Ehe, jupan logofete, ți este domnie Italia te bate cu vrășmașul, cum e mie a mânca mâță pârlită pe jărate. Ce să mai lungim vorba? Noi una suntem cu măria ta și de-om răzbi bine de bine. Iar de nu, ne-om lăsat ciolanele pe câmpurile de bătaie și cei ce vor veni după noi, ori vedea ei ce vor avea de făcut. E, apoi așa, vezi? Aș mai avea o socoteală cu unul din boierii mei preacredincioși. De va da piept în piept unul din domniile voastre cu el, foarte s-ar bucura sufletul meu de mi-l veți aduce dinaintea mea printr-o a-l învăța cum să-și iubească neamul și moșia. Cine e acela, doamne? Armașul Iuga. Și acum să vină grămăticul domnesc. Poruncă, măria ta. Ia-ți pana și călimara și scrie ce-ți voi spune eu. Gata sunt, măria ta. Către înălțimea sa, principele Ardealului, Moise Sechei. Serenisime, cu mare bucurie am aflat cum că te-ai pus domn peste Ardeal, alungând oștile ce ți-au stat împotrivă. Rog pe bunul Dumnezeu să-ți dăruiască viață lungă și sănătate spre mulțumirea neamului tău. Dăm să-i scălesc. Eu, Radu Șerban Basarab, din mila lui Dumnezeu, domn al țării românești. Scrisoarea asta să plece de îndată. Prea bine, măria ta. Aici ești capitan, Raț. Aici, măria ta. Vei pleca peste munți cu oștenii domniei tale fără să te simtă nici pasărea măiastră. Ajuns acolo, vei năvăli peste tabărul Sechei de la Ibașfalou și o vei sfărâma. Capitane Naur! Poruncă, doamne! Domnia ta mă vei vinde lui Moise Sechei. Măria ta, neam de neamul meu n-a fost vânzător de țară și de domnie. Oho, năvalnică tinerețe, frumoasă ești, dar multă nepricepere ascunzi în căușul tău de aur. Mulți ani vor mai trece până ți se va coace mintea, fătul meu. Ascultă-mă bine, vei merge cu oștenii domniei tale și te vei preface că ești de partea lui Sechei. La vremea luptei însă vei întoarce armele împotriva vrășmașului și astfel vom birui. Acum ai înțeles, căpitare? Măria ta, oare drept și cinstit este pentru un luptător să săvârșească o asemenea mișelie? Căci cel ce lovește pe la spate nu este oștean, ci ucigaș de rând. E bine ca mai întâi să te gândești, căpitane, și apoi să dai drumul vorbelor nesăbuite. Ia spune-mi, drept este oare ca puterea cea mare a turcilor să-și repeadă tăria asupra unui neam pașnic ce nu voiește decât a trăi? Drept este a înarma brațul unui principe creștin ca să lovească mișelește spatele unui neam neajutorat de nimeni decât de bunul Dumnezeu? Și drept este ca imperialii să-și apere hotarele cu sângele oștenilor mei, ca de îndată ce le-am adus biruința pe tavă să ne poruncească fără rușine ca la slugi? Și drept este ca fiecare din aceste mari împărății să-și bage nasul în treburile noastre? Căci pe cine am lovit eu înainte de a fi lovit? În ce țară am intrat și am dat porunci? Oare la viclenie nu se răspunde tot cu viclenie?
Cumpănește bine, capitane Nour, și voi toți ce vă aflați de față la cele spuse de domnia mea. Și cată să fii tot atât de viteaz pe cât ești de tânăr și lasă celor mai bătrâni înțelepciunea. În primăvara anului 1603, prințul Moise Sechei, însoțit de armata turcotătară de sub comanda lui Bekteș Pașa, năvăli în Ardeal. Caransebeșul se predă. La 11 aprilie căzu și Lugojul. Sechei ocupă Orăștia și asedie Alba Iulia. Cetatea capitulă la 9 mai. La 8 iunie se predă și Clujul. Sechei se aruncă apoi asupra cetății Bistrița, care căzu la 19 ianuarie. Mediașul și Sebeșul se supuseră de bunăvoie. Mai rămaseră trei cetăți, Sighișoara, Sibiul și Brașovul. Se părea că Ardealul este pierdut pentru imperiali. În vremea asta, la curtea prințului Sechei, fu adus capitanul Nour, care trecuse de partea lui Sechei cu toți oștenii săi. Maria ta, capitanul Nour din oastea domnului țării românești, Radu Șerban Basarab. Maria ta, ridică-te, capitane, și fii binevenit la curtea mea. Am știre că ai trecut cu toți oștenii tăi de partea mea, lăsându-ți stăpân. Sunt gata să te ascult. Serenisime, sluga nu pleacă de bine de la stăpân. Drept greiești. Totuși, ce te-a împins să faci un astfel de pas? Radu Șerban Vodă este un tiran care ne socotește oamenii. Oștenii mei nu și-au mai primit lefurile de nu mai știu când. Mie îmi striga vorbe spurcate în fața celorlalte căpetenii. Nu sunt învățat să mă înclin dinaintea celui ce mă umilește sau încearcă să mă umilească. Pentru acest lucru am venit cu oștenii mei să-ți slujesc ție, serenisme prinț, cu credința și cu brațul meu. Dacă însă măria ta nu are nevoie de credința mea, voi pleca în drumul meu căutându-mi un alt stăpân. Te văd inimos, capitane, dar de oșteni am întotdeauna nevoie. Oamenilor tăi li se va da leafa cuvenită și domniei tale de asemenea. Dacă voi afla că vorbele domniei tale au fost mincinoase și înșelătoare, cu moarte te voi pedepsi. Serenisme prinț, aici este capul meu. Și ca o dovadă grăitoare a sincerității mele, pot să-ți dau vestea că Radu Șerban Vodă va năvăli peste puțin în Ardeal. Cum? Rostit am adevărul, alteță. Îmi este peste putință de a crede. Doar de curând am primit carte din partea voivodului tău. În ea îmi ura tot binele și sănătate. Să vină căpetenile mele. Îndată, măria ta. Dacă așa stau lucrurile, apoi îi vin eu de hac balahului cel gros, ce-și zice Basarab. Iată aci de față pe capitanul Nour, cel ce a venit cu toată credința în oastea mea. Iată capitanii mei, capitane Nour. Capitanul Gheorghe Maco, cel ce nu a părăsit câmpul de luptă decât după victorie. Iată-l pe capitanul Imeci, un alt viteaz al meu, și armașul Iuga. Vă cunoașteți? Cum să nu ne cunoaștem, măria ta? Dar eu cu capitanul Nour suntem prieteni vechi. Nu e așa, capitan? Domnia ta aici? Te miră atât de mult, capitan? Te știam undeva prin jurul curții lui Simeon Movilă, jupan Iuga. Oșteanului îi e dat să umble, nu să stea locul. Poți să ne spui și nouă, capitane, cu ce gânduri ai venit aici la curtea măriei sale? Capitanul Nour dorește să intre în slujba mea. Îngăduie să mă îndoiesc, serenisime, de gândurile cele bune ale capitanului Nour. Pentru că acest om este cea mai îndrăcită iscoada lui Basarab Vodă. Oare așa vin iscoadele, cu toți oștenii după ele? Iscoadă sunt eu, jupan Iuga, care am venit în fața măriei sale, principele Sechei, spunându-i gândurile lui Basarab, și să mai afle măria sa că acel capitan Gheorghe Raț a pornit-o înspre Bistrița. Când?
Nu sunt multe zile de atunci, serenisime. Și cam câți oșteni are Rats, capitane Nour? În jur de 5.000 de săbii, înălțime. Capitane Mako! Poruncă, înălțimea voastră! Domnia ta, împreună cu capitanul Imeci, veți ieși înaintea lui Gheorghe Rats. Serenisime, dacă cele spuse de capitanul Nour sunt adevărate, atunci să lovească cu oastea sa pe Gheorghe Rats. Iertat să-mi fie, dar după mine nu i-aș da nicio crezare acestui om, ci mai degrabă l-aș pune în fiare și l-aș arunca în temniță. Jupan Iuga, pentru ca să-ți treacă orice bănuială, alătură-te cu oastea domniei tale oștenilor mei și îți jur că voi năvăli primul asupra lui Rats, doveind astfel credința mea. Așa să se facă! Capitanul Rats, înștiințat de Nour prin Velcea, își pregătise apărarea. O parte de oaste o ascunse în flancul stâng, părând a fi descoperit. La năvala lui Nour, Rats întoarse spatele și o luă la fugă împreună cu o parte din oamenii săi. Iuga își repezi cavaleria pe urmele fugarului, dar de sub creasta dealului, rezerva lui Rats căzu în flancul drept al oastei lui Sechei. Totul s-a petrecut fulgerător. Oștenii lui Sechei fură masacrați fără cruțare. Cum de v-a putut înfrânge Rați? Asta nu înțeleg eu, capitane Nour. Am dat pe cei mai buni capitani ai mei. Și Iuga, unde e armașul Iuga? Serenisime, armașul Iuga a fost rănit de lance, dar eu l-am scos din focul luptei scăpându-i viața. Iată-l, măria ta. Vine sprijinit de Velcea, unul din ostașii mei. Iuga! Măria ta, capitanul Nour a luptat ca un brav. Blestematul de Rats s-a prefăcut că fuge. Capitanul Mako s-a repezit cu Imeci pe urmele lui chiuind. Nimeni nu s-a gândit că sub creasta dealului câinele același va așeza rezerva. Pe mine m-a lovit fierul lăncii și de nu era capitanul Nour, desigur că aș fi fost ucis. Mako e mort. Și Imeci, măria ta. A căzut și Zoltan Valope. Mi-ai ucis oștenii, dar jur pe sfânta fecioară că te voi zdrobi, năpârcă valahă. La 12 iulie, Sechei își așeză oastea în ordine de bătaie între Hălchiu și Brașov. Aripa dreaptă se rezima pe țara Bârsei, iar cea stângă pe valea ce trecea prin Stupini. În centru se afla o pădurice. Prințul Ardelean porunci ca întreaga oaste să fie înconjurată cu un brâu de căruțe legate între ele. Ceva mai departe se afla un pârâu mocirlos. Dis de dimineață, de cum se iviră zorile, Sechei zări înaintea întăriturilor sale oastea lui Radu Șerban așezată în ordine de bătaie. Prințul Valah sta drept în șa ca lumânarea. Peste boneta de zale avea coiful cu panajul alb binecunoscut. Locovete dragută! Aici sunt, măria ta. Încep, domnia ta, prin a năvăli cu pedestrimea. Caută să lovești pieptici dușmanul ca pumnul. Voi face așa cum ai poruncit, doamne. Fălnișe, Barcan! Poruncă, măria ta. Lovește cu călăriții domnii tale aripa stângă a vrășmașului. Prea bine, doamne. Feții mei! Desfășurați steagurile sfinte ale neamului românesc! Sabia afară! Lancea-n cumpănire! După mine, furtarii mei! Serenisime, valahii ne potopesc. În grădinile de căruțe le-au sfărmat. Pe tătarii au dat peste cap. Becteș Pașa a rupt-o la fugă. Poruncește, alteță. Poruncesc să dea năvală capitanul Nour. Am înțeles, măria ta. Aici-s voi să fac roata câine, valah. Ce e asta? Sfântă fecioară! Sfântă fecioară, făcătoare de minuni!
Ticălosul de nouri lovește noșerii mei. Dumnezeule mare! Fugi, serenisime! Scapă-ți zilele! Suntem trădați! Iuga! Unde fugi? Stai și bani, Iuga, să rostim o vorbă ca între bărbați! Noul! Eu sunt! În sfârșit a venit și vremea socoteilor! Trage sabia nemernicule și apără-te! Nu știi să lovești un ocaz! Îți tremură mâna! Francis! Blestemată! În vreme ce oastea valacă nimicește și ultimele rezistențe ale vrășmașului, principele ardelean se strecoară înspre păduricea de care am amintit, încercând să scape. Platoșa aurită e spartă. Coiful i-a căzut. N-are decât buzduganul și hangerul. Aproape de pădure, respiră ușurat. E sigur că a scăpat. Deodată, devine atent. Aude un tropot de cal. Înspăimântat se întoarce și îl zărește pe... Braț! Mă bucur că mă recunoști, serenisim! Lasă-mi viața, capitane! Vreau să scap! Legea războiului nu-mi îngăduie, serenisim! Ține! Punga e plină cu aur! Nu-mi trebuie aurul tău! Amintește, țărați, că am luptat amândoi împreună, umăr la umăr, în oasă lui Mihai Vodă! Nu-mi aminti de asta, sluga turcilor ce ești! Apără-te! Te voi ucide, braț! Sărace! În timp ce te gemuiai sărutând papucul turcului, eram pe câmpurile de bătaie! Ce fac? Ține! Sechii! Corbii să sape mormântul! Vestea înfrângerii și morții prințului Moise Sechei a stârnit teama legitimă a imperiarilor, deoarece acestora nu le convenea ca un domn valah să fie biruitorul. Umbra lui Mihai Vodă respira prin ființa lui Radu Șerban Basarab. Pe de altă parte, țăranii de peste munți, auzind de biruința voivodului român, se răsculară, arseră conacele grofilor, intrând în armata lui Basarab. Înspăimântat, generalul Basta trimise o scrisoare învingătorului. Măria ta, trimisul generalului Basta așteaptă să fie primit. Să vină. Să trăiești într-un mulți ani, măria ta. După straile pline de praf ale domniei tale, e semn că ai venit tot într-o goană. Întocmai, măria ta. Oare la ce s-o fi grăbit atât de tare generalul Basta? Măria ta, iată scrisoarea serenisimului prinț Basta către înălțimea voastră. Dă-i citire. Principe, eu, generalul prinț Basta, umila sluga împăratului preacreștin Rudolf, am știință că ai învins pe Moise Sechei și ai luat capul. Îți poruncesc să te întorci în țara ta, căci am oști destule pentru a potori răsmerița de aici. Cui trimite generalul Basta această scrisoare? Mărie ta. Mie. Du-te și spune stăpânului tău care te-a trimis că eu, Radu Șerban Basarab, nu sunt învățat a primi porunci de la un general al Imperiului. Căci eu am scăpat hotarele împărăției și oastea împăratului de la pieire, biruind pe principele Secheii ce l-a smuțit de turci. Și să mai ia aminte generalul Basta că eu, ca domn al țării românești, nu primesc porunci decât de la Dumnezeu Sfântul. Și atunci numai dacă socotesc eu că e bine. Alminter, nu. Și să-i mai spui stăpânului tău că noi, valahii, n-am uitat nici ziua și nici locul unde valonii generalului Basta au ucis mișelește pe cel mai vrednic fiu al neamului,
pe Mihai Vodă. Așa să-i spui. Iar eu voi face după cum îmi va porunci neamul meu, căci sluga lui sunt și numai de el ascult. Iar cine se atinge de acest neam, îi va veni rândul să piară fie de sabie, fie de foc. Acum du-te și spune-i stăpânului tău tot ce ai auzit aici. Ați ascultat Urmaș în fapte, de Mihai Joldea. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Dramatic din Constanța. Distribuția a fost următoarea: Radu Șerban, Romel Stănciugel; Stroie Buzescu, Virgil Andriescu; Luca Durdun, Obren Păunovici; Stolnicul Bărcan, Emil Sasu; Simion Movilă, Emil Bârlădeanu; Armașul Iuga, Lucian Iancu; Trimesul, Jean Ionescu; Udrea, Constantin Duicu; Zaharia, Gheorghe Enache; Armașul, Barbu Ionescu; Capitanul Nour, Vasile Cojocaru; Capitanul Raț, Costel Rădulescu; Logofătul Dragotă, Titus Gurgulescu; Velcea, Eugen Mazilu; Bornemisa, Iosif Buibaș; Stoian, Alexandru Mereuță; Bechir Pașa, Viorel Popescu; Sechei, Romeo Mogoș; Capitanul Maco, Ion Andrei; Crainicul, Longin Mărtoiu. În alte roluri: Haiton Vasile, Constantin Guțu, Petru Cotrova, George Stancu, Gabriel Iogomoș, Dudu Marin, Gemăr Toiu, Poenaru Nicolae, Justin Defta. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Asistența tehnică: Constantin Gogâltan. Regia tehnică: inginer George Buican.